Doamnelor, o să ne îndreptăm acum către prima antrenament al zilei. Fiecare rucsac pe care îl veți avea în spate conține 30 de kilograme. Șase bilete mi-ai mâncat la pariuri în ultimele două luni, Chipciule. Dar nu trebuie să vă faceți niciun fel de problemă. Până în locație sunt doar 25 de kilometri. Așa puțin? Ce-ai spus? Am zis că e aproape. Numele. Numele cui? Numele primului președinte american. Numele tău, Ghisa Sumati! Adi Popa. Spui că e un fleac 25 de kilometri cu 30 de kilograme în spate. Da. Hai, nu mai spune. Auzi. Nu tot, invers, doar el! Culcat! Flotări! F***ing piece of shit! Motherfucker! Auziți, nu vă supărați. Ai obosit, baby? Nu, dacă se poate, aș vrea să fac o bătaie de palme, că m-am plictisit așa. Nu mai pot. Nu mai pot. Stai, stai. Nu mai poate. Stați, mă. Ce-ai spus, Marica? Că nu mai pot. Că nu mai pot. Ce faceți? Caut în dicționar verbul nu pot. Adi, n-am auzit până acum și... Ia uite, Marica, ce-am găsit în dicționar la verbul nu pot. Ce? O poză cu nu vreau. După mașină, Hristos, sub ajunge noastre! Domnul preparator, nu mai pot, mi-e rău. Ți-e rău, Tamaș? Păi, sparge o ușă la un bloc, poate-ți revi un pic. Sau poate vrei o vodcă? Vezi, Găbiță? Facem pași înainte. Înainte de asta, vomitai după ce bei vodcă. Acum vomiți numai când auzi de ea. Ia uite, unde ai vomitat tu, s-au bătat fierele de iarbă, Găbiță. Hai. Hai, mă, mai cu viață! Drum bun, drum bun, Franța bate, drum bun, tricolora, cu sacul legat în spate, cu mine. Let's go! Fie zi cu soare, fie sau cerul noros, fie ploi din soare, fie nu-i fugă vorbă. Hai, mă, cu viață, mă!